Astăzi am zis că o să discutăm despre tipul strat. E foarte întâlnit, după cum am spus, și la bacalaureat și în unele admiteri. Există la bacalaureat, cu siguranță există cel puțin un exercițiu în care prezentați stratul. Și, pe scurt, cel mai ușor de înțeles, cel puțin pentru mine, este că printr-un struct noi creăm un nou tip de dată. Și tipul ăla de dată are mai multe proprietăți. Să zic că vreau să folosesc tractul pentru a crea tipul de dată corespunzător unui medicament. Salut, Sergiu! Dacă n-am folosit structuri, ca să prezint și de ce sunt mai utile structurile, pentru un medicament, pentru un singur medicament, să zicem că avem... nu o să fac cu denumire, că având vectori o să devină mai mare structul și puțin mai complicat, o să iau prima dată basic și după aia o să începem cu chestii din ce în ce mai complexe. Să zic că pentru un medicament am un cod, am un preț, prețul să zic, da, prețul tot int, un gramaj care e float, gramaj și eventual la preț pot să am chiar un discount. Discount. Și astea ar fi variabile pentru un singur medicament. Dacă aș avea nevoie de două medicamente, copiez asta și le mai scriu o dată și trebuie să le dau altă denumire, să zic că aici le dau 2. Și așa mai departe pentru 3-5 medicamente. Sau o altă opțiune, dacă am de reținut, nu știu, să zic 1000 de medicamente, ar trebui la fiecare variabilă în parte să o am ca un vector, ca un șir de numere. De ce? Pentru că pe poziția i, pentru fiecare șir din asta în parte, aș avea proprietatea medicamentului i. Deci să zic că sunt pe poziția a doua, ca să obțin proprietățile medicamentului 2, aș avea nevoie de cod de 2, preț de poziția 2, discount de poziția 2 și gramaj de poziția 2. Până acum totul e ok, doar că să zic, aș vrea să sortez medicamentele după preț. Am alea cu prețul cel mai mic să fie primele, deci să le sortez crescător după preț. Și dacă vreau să fac un bubble sort, bool sortat egal 1, 0, bool un tip de dată care reține doar 1 sau 0, adevărat sau fals, 1, adevărat, 0, fals, cât timp șirul nostru nu este sortat, cât timp medicamentele noastre, de fapt, că nu avem un șir aici, avem niște medicamente, not sortat care e echivalent cu sortat egal cu 0, poate mai ușor de înțeles. Deci cât timp medicamentele noastre nu sunt sortate, considerăm că le sortăm, că sunt sortate imediat după ce am intrat în while, or, acum trebuie să parcurgem medicamentele. De unde le parcurgem? Păi să zic că am exact 1000 de medicamente. Plec de la poziția 1 până la 1000, declar și i aici, mă rog, până la mai mic strict decât 1000, că așa e bubble sort-ul, i++. Ok. Și aici, ca să le sortez, am o condiție. Am zis că o să le sortez după preț, crescător după preț. Deci dacă preț de i este mai mare decât preț de i+1, înseamnă că nu sunt sortate corespunzător, ar trebui să interschimb variabilele astea. Și cum le interschimb? AUX, am nevoie și de un AUX pe care nu l-am declarat. AUX egal cu preț de i. Preț de i egal cu preț de i plus 1. Preț de i plus 1 egal cu AUX. Ok. Care e problema aici? Eu am interschimbat doar prețul medicamentelor, dar codul, discount-ul și gramajul au rămas la fel pentru medicamente. Astfel că ar trebui să interschimb și codul, și discount-ul, și gramajul. Cum fac chestia asta? Exact aici. Ce trebuie să mai fac? Hai ca să nu mai scriu tot, cod de i îl interschimb, o să scriu așa, înseamnă că interschimb valorile. Cod de i plus 1. Discount. Chestia asta înseamnă că le interschimb, nu chiar funcționează. Dacă rulez codul, nu o să funcționeze. O să primesc o eroare. Dar doar din punct de vedere teoretic vreau să reprezint chestia.
și gramaj. Atenție aici la gramaj fiind float, dacă vreți să faceți vectorial, trebuie să fie auxiliarul logic și float. Mă uiți funcția, nu o să folosesc funcție. Ok. Doar că, precum am făcut aici, aici ar trebui să fac la fel. Este asta, câte linii de cod ar consuma? Păi aici aș avea încă 3 linii, încă 3 linii, încă 3 linii. Deci cumva 12 linii de cod, doar ca să schimb variabile din poziție. Salut, Max. Deci aș avea de scris 12 linii de cod. Și acum o să reprezentăm de ce principalul avantaj din punctul meu de vedere pentru swap, scuze, pentru struct, e mult mai ușor de organizat codul nostru. Cum scriem un struct? Am zis că o să începem să scriem structul. Deci, nu, chestia asta e pur teoretică, nu funcționează. Poate credeți că funcționează, nu funcționează. Doar am reprezentat, nu știu exact cum se reprezintă în pseudocod, că vrei să interschimbi două valori. Nu mai știu exact, dar am văzut chestia asta undeva și mi s-a părut mai ușor să o scriu. Deci, cum scriem un struct? Prima dată scriem struct. Apoi, după ce am anunțat calculatorul, între ghilimele, că noi vrem să creăm un struct, trebuie să dăm denumirea structului. Trebuie să-i zic medicament. Medicament. Majoritatea scriu și cu literă mică, tipul de dată, dar mie mi se pare mai ușor cu literă mare, că mai ușor să faci diferența între variabile și struct. Când medicamentul nu e o variabilă, e un tip de dată, un struct în sine. Acolade, deschidem acoladele și aici trebuie să punem câmpurile. Ce câmpuri trebuie să punem? Exact ce am folosit noi aici. Doar că nu o să mai fie vectorial. O să fie pur și simplu cum am pus inițial, variabila în sine. Int cod, preț, discount și float, gramaj. Aici la final putem pune, aici la final, după ce am declarat structul, dacă vrem să declarăm variabila aici, putem să o facem direct aici. Nu știu, poate vreau să creez un singur medicament. Trebuie să pun medicament A aici. Sau medicament B, nu contează oricum. Sau, dacă nu vrem să declarăm aici un medicament, putem să facem următoarea chestie. Hai să nu șterg tot. Șterg astea pe care nu o să le mai folosim. O să scriu medicament A aici. Doar că aici e o mică problemă. În C chestia asta nu merge, merge doar în C++ să scriem direct. Deci chestia asta merge în C++, dar nu merge în C. Ca să funcționeze în C, trebuie să punem struct în față. Chestia asta merge și în C și în C++. Acum la bug, din câte știu, e ok să scrii și așa, că îți cere programul în C sau C++, deci teoretic e ok. Ce am învățat eu la liceu, că n-am învățat structul ăsta direct, am învățat type def struct. Trebuia cu struct. Nu, Silviu, depinde de dacă e C, nu merge, dacă e C++, merge. Ca să vă și demonstrez, aveam aici un exemplu. Deci avem, ăsta e un compilator de C, eu n-am C pe calculator, am doar C++. Am creat un struct măr și am pus măr A. L-am declarat. Dacă îi dau run, compilează și observăm că unknown type name măr. Ca să-l facem să meargă, pune struct aici în față, dăm run și programul nostru compilează. Deci e ok dacă pune struct. Deci intervine diferența între struct și type def struct. Pentru că type def reprezintă modul în care noi vrem să denumim un struct, ce alias vrem să-i dăm. Putem să-i scriem denumire aici la struct sau nu, nu contează, doar că e relevant aici după ce am terminat de declarat structul. Cum vrem noi să numim acest struct? Vreau să-i zic măr. Și acum dacă rulez măr simplu fără struct și compilez, observăm că funcționează programul, nu e nicio problemă. Deci chestia asta, putem să scriem și aici o denumire, dar nu o să mai țină cont oricum. Cumva type de fost împărțit în trei părți. Pur și simplu anunțăm calculatorul că vrem să creăm un alias
vrem să denumim un struct altcumva, de unde știm că vrem să denumim un struct, că aici e o struct, obvious. Deci, prima parte, anunțăm calculatorul, după aia scriem structul pe care vrem să-l avem mai jos și apoi îi punem denumirea, aliasul în sine, aliasul la asta se referă. Cumva o altă denumire a structului. Și aici pot să zic, nu știu, păr. Nu contează. Dacă fac chestia asta, teoretic n-ar trebui să ruleze. Observăm că chiar avem problemă și trebuie să punem struct în față. Și funcționează. Dar având în vedere că avem aliasul ăsta de aici, putem să folosim aliasul, nu o să mai avem nevoie să punem struct în față. Și chestia asta merge atât în C cât și în C++. Asta e diferența între typedef, struct și struct fără typedef în față. Dar după cum am zis, la bug sunt acceptate ambele metode, nu prea ar conta atât de mult. Hai să revenim înapoi. Teoretic ar trebui să fie acceptate având în vedere că poți alegi codul C sau C++, deci nu ar trebui să fie asta o problemă. Revenim la codul nostru și avem medicamentul A. Bine, aici s-ar putea, îl avem deja declarat aici, de asta apărea un warning. Initialize record type, ce e chestia? A, că nu n-am inițializat câmpurile lui ea. Da, nu e nicio problemă. Ok. Și aici, în cazul de față, avem un singur medicament. Nu avem mai multe. Dacă vrem să avem mai multe medicamente, cum avem și la tipul de dată întreg, în cazul în care vrem să avem un singur element, avem int x, int variabila respectivă, dar dacă vrem să avem un șir de numere, punem array, un vector, între paranteze pătrate. În cazul de față, dacă vrem să avem mai multe medicamente, pun A și parantezele pătrate, 1001 medicamente. Deci un șir de medicamente. Aici să zic că citesc. Hai să facem și cu citire chiar. Avem un N care reprezintă numărul de medicamente. Bine. De fapt, nu o să pot să rulez programul, că ar trebui să scriu mult de la tastatură și nu o să fie util și nu o să stau să scriu acum 10, nici 10 medicamente. Durează destul de mult. Doar o să-l scriu, dar nu o să-l și rulez. Citesc numărul de medicamente. Am aici și iteratorul. Ori i egal 1, i mai mic egal decât n plus plus i. Eu de obicei la variabile astea de ce le zic câmpuri. A are 4 câmpuri. Cod, preț, discount și gramaje. Poți avea și matrice? Da. Păi cum ai o matrice de șiruri de caractere, ai o matrice de medicament. Deci merge. Numai că nu prea ai găsit utilitate. Ca să avem acces la un câmp din medicament, scriem următoarea chestie. Vreau să citesc, de exemplu, să citesc codul unui medicament SIN. Prima dată trebuie să îi spun unde să citesc. Al câtelea medicament, de fapt, să citesc. Care medicament îl accesez? A de I. A fiind firul, I reprezentăm poziția. Punct. Ca să accesez field-ul, trebuie să-i pun punct. Ca să accesez câmpul. Observăm că deja ID-ul nostru ne și spune ce avem de ales. Asta e de la ID la ID. Nu știu dacă merge în code blocks. Dar în C-line-ul ăsta merge. Oricum nu e relevant că observăm medicamentul deja aici, deci pentru 4 fielduri și așa e codul destul de scurt, nu prea e relevant că ne arată nouă direct. Vreau să citesc codul, după aia vreau să citesc prețul, adi.preț, vreau să citesc adi.discount și la final adi.gramaj. Dacă l-aș doar... Nu merge chestia asta, teoretic ar trebui să apară și o eroare. Observăm că calculatorul nostru, mă rog, compilatorul nu știe să citească medicamente. Nu i-a fost predefinită chestia asta. Tu dacă îi dai int x și dai sin x, el știe să citească inturi. Când în spate, cumva e suprascris operatorul de citire. Noi am putea suprascrie operatorul de citire astfel încât să citim un struct direct și să facem sin ADI, dar mi se pare puțin mai complicat. Nici nu prea mai țin minte cum se face asta la structuri, la clase știu, dar la structuri poate facem la final. Chiar ar fi interesant să arăt și cum să suprascriem operatori. În cazul de față, operatorul de citire. Dar momentan ne limităm la chestia asta. Da, exact, Silviu.
că na, nu știe. Noi acum am creat tipul ăsta de date medicament și el nu știa de existența lui până în momentul de față. Și acum, ca să arăt principalul avantaj la structuri, cel puțin din perspectiva mea, refacem bubble sort-ul ăsta. Aici e obvious că nu o să mai avem preț de I, o să avem ADI.preț comparat cu ADI+1.preț. Numai că interschimbarea noastră nu o să mai aibă 12 linii, o să aibă numai 3 linii. Și de ce? Avem nevoie de un medicament AUX. Tipul de data al auxiliarului să fie medicament. Putem să scriem următorul lucru. Chestia asta mi se pare cea mai utilă chestie la structuri. AUX egal cu ADI. ADI egal cu ADI+1. ADI+1 egal cu AUX. În spate ce se întâmplă? Aici este creat un nou medicament de tipul de dată. Este creat un nou medicament denumit AUX, cu variabila AUX. Și în momentul în care facem atribuirea, el știe în spate că de la ADI trebuie să ia codul să-l pună în AUX, de la ADI trebuie să ia prețul să-l pună în AUX, efectiv mută toate câmpurile în AUX, toate valorile din câmpurile din ADI le mută în AUX. La fel și mai jos. Toate valorile de pe câmpurile lui ADI+1 le mută în ADI. Iar mai jos, la interschimbare, ce e în AUX se mută în ADI+1. Deci nu trebuie făcut fiecare chestie în parte, ADI.preț AUX egal cu ADI.preț, ADI.preț egal ADI+1.preț și așa mai departe. Și după cum observăm, nu mai avem 12 linii, avem 3 linii de cod. Asta ne ajută pe noi să fim mult mai organizați în felul în care scriem codul. Ok, dacă nu mai sunt întrebări, o să începem să lucrăm două exerciții destul de simple. După cum am zis, scopul meu nu e să facem chestii complicate ca să speriem lumea, chestii simple cât să înțelegem bazele și poate după aia facem chestii mai complicate. Hai să luăm prima problemă. Înălțime. Asta e mai scurtă decât următoarea. Să dau înălțimile. Trebuie să ordonez copiii crescători după înălțime, numai că trebuie să afișez nu valorile, ci numerele de ordine în șirul inițial. De exemplu, copilul cu numărul de ordine 6 este primul, 1, 2, 3, 4, 6, 4 e cea mai mică înălțime, după aia 8 e cea mai mică, după 4 observăm că afișăm 1. Și așa mai departe. Observăm că N-ul este de la 1 la 1000 și înălțimile pot fi de la 1 la 10.000. Deci în K pe un int, chestia asta se poate face și fără struct, că e mai scurt, având în vedere că avem nevoie de 2 vectori, unul pentru înălțimi și unul pentru a reține numărul inițial, ordinea în șirul inițial. Doar că chestia asta în afișare, în sortare, ne-ar lua în loc de 3 linii de cod, dacă am face cu struct, ne-ar lua 6. Oricum, nu-i mare diferență. Sunt numai două interschimbări de făcut acolo, dar pentru scopul ăsta în care facem live, o să facem cu structuri. Deci citim de la tastatură, ok. Avem un... Prima dată o să facem structul chiar, înainte să facem citirea și tot. O să avem un struct denumit copil. După cum am zis, o să scriu cu literă mare, chiar dacă se poate scrie cu literă mică, nu e obligatoriu, dar ca să fie mai ușor de diferențiat între numele unei variabile și numele unui struct. Int număr de ordine și să îi spun și înălțime. Înălțime. Ok. There's Ken. Am citit Ken. Am zis că facem iterator, avem nevoie. Ori I egal 1, I mai mic egal decât N. Prima dată stai că am uitat să declar și șirul, că nu știu unde citesc. Și avem nevoie de un șir de copii. Copil vede cât era 1001, da. Și aici când o să citesc la tastatură o să fac vede I punct înălțime. În variabila asta citesc. Numărul de ordine o să fie reprezentat de I. Numărul ordine egal cu... Ok. De ce pui număr? Păi nu poți să dai indicele de la vector, că ăsta o să schimbe în sortare. De-aia pun numărul. Assigned but never accessed.
Sigur? Dacă dau save delete aici o să-mi dai eroare. A, nu-i folosit nicăieri. Am înțeles, da. Ok. Și o să facem sortarea. O să avem variabila sortat. Full sortat egal 0. După cum vedeți, eu încerc să am declarările la variabile în aceeași bucată a codului și foarte utilă chestia asta. În cazul în care la admitere e o problemă mai stufoasă, e mult mai ușor de organizat codul. N-am poate uitat să scriu variabilă pe parcurs, având în vedere că faci pe foaie, o să pui virgulă în loc de punct și virgulă, nu știu, să faci virgula aia altfel, să scriu următoarea variabilă. Dacă nu se încape pe aceeași linie, sau ai alt tip de dată, e ok să pui și pe o linie separată. Dar eu încerc de obicei să pun în aceeași bucată a codului toate declarările, să n-am o declarare aici, o declarare să o pun aici. Poate mai ușor de, mai poate mai greu de văzut pentru cel care verifică codul meu. Ok. Fac sortarea cât timp șirul meu nu este sortat, cât timp sortat egal 0. Sortat egal 1. După cum am zis, ăsta e bubble sort-ul, for i egal 1, i mai mic egal decât mai mic strict decât n plus plus i. Trebuie sortați crescător după înălțime. If vdi.înălțime este mai mare decât vdi plus 1.înălțime, înseamnă că trebuie să interschimb. Interschimbare o să fac cu un auxiliar de tipul de dată copil. Auxiliar egal vdi. Vdi egal vdi plus 1 și vdi plus 1 egal aux. La final, ori i egal 1, i mai mic egal cât n, plus plus i, trebuie să afișez, aici la scene am pus așa, trebuie să afișez numărul de ordine, deci vdi punct număr de ordine. Aici, când o să aibă loc interschimbare, o să schimbe atât înălțimea cât și numărul de ordine. Hai să verificăm pe exemplu. Cred că n-am citit n. Cred că am uitat să citesc n, nu mai mult. Dar n-am citit n, mi-am dat seama acum când am copiat exemplu. Am uitat să afișez și spații. Cred că am greșit și ceva aici. Ordine. Uitați-mi. 8.20. Trebuie int aux? Nu, că auxiliarul e tipul de dată al vectorului. Ce trebuie să modific e vectorul de 2 secunde. Numărul de ori. Dacă am făcut... am uitat să pun aici sortat egal cu 0, da. Am uitat la bubble sort. Sortat egal cu 0. În momentul în care faci interschimbare, trebuie să și setezi variabila sortat înapoi. Să fie 0 pentru că tu consider că șirul tău nu e sortat perfect încă. 6, 1, 5, 7, 4, 3, 2. Ups, am deschis pe acel. 6, 1, 5, 7, 4, 3, 2. Ok. Trebuie să copiem coda să vedem dacă luăm punctaj. Ups, nu mi-a copiat. Așa, și hai să vedem a doua problemă. Asta e puțin mai lungă decât prima și asta e mai grea de rezolvat cu mai mulți vectori. De ce? Se dau numere, se afișează în ordinea crescătoare a numărului de divizori. Dacă există același număr de divizori, trebuie să ordonăm crescător după cifra de control. Dacă e aceeași cifră de control, după prima cifră. Dacă e și prima cifră, trebuie să ordonăm după valoarea numerelor. De ce e mai greu cu vector? Că ai mai multe interschimbări din ala de făcut. Vedem că citim din fișier, afișăm în fișier, maxim 10.000 de numere. Cifra de control e ok, că e numărul modulo 9. Ok. Asta o să fie puțin mai lungă. Hai să ștergem de la asta ce am făcut aici. O să șterg tot și o să rescriu.
Unitatea de control e numărul modulul 9, dacă numărul nu e divizibil. Deci avem o să facem un struct pentru număr în care trebuie să salvăm numărul de divizori, cifra de control, prima cifră, ordinea crescătoare a valorii. Scuze, doamne, trebuie să salvăm și valoarea în sine a numărului. Deci struct număr, int număr divizori, cifra. Nu e aia, mă. Cifra, control, prima cifră și valoarea. Valoarea număr. De ce nu putem face o chestie să calculăm la fiecare pas pentru fiecare număr în sortare, numărul de divizor, cifra de control, prima cifră și valoarea, dar bine, valoarea deja e calculată, doar că nu e eficient deloc să calculăm același lucru de mai multe ori. Dacă îl calculăm o dată e ok, dar să calculăm la fiecare pas din sortare, numărul de divizor și toate astea la pentru VDI și pentru VDI plus 1 nu e deloc eficient. Ok. Acum când o să citim, prima dată o să fac citirea, după aia o să iau fiecare în parte, numărul de divizori și restul. Când o să citim, o să citim n și valoarea numărilor. Ok, avem fstream, input file stream in file input, numărul, numele fișierului, sort div. Output file stream fout sortdiv.out. Noi aici trebuie să facem un nou fișier file sortdiv. O să vedem la final ce să punem în el. Ok. Citim n din n. Da, bă, hai. Trebuie să parcurgem i egal 1, i mai mic egal decât n plus plus i. Numai că aici, după ce o să citim VDI, n-am declarat VDI, trebuie să declarăm număr VD 10.001, că ăsta e maximul pe care îl putem avea. Tipul de dată fiind număr, avem un șir de numere, VDI.val. Noi asta citim de la tastatură. Numai că acum trebuie să calculăm numărul de divizor, cifra de control și prima cifră. O să le luăm pe rând. De la cea mai ușoară la cea mai grea, cea mai ușoară e prima cifră. Deci int, o să fac un subprogram pentru fiecare că e mai ușor de organizat cod. Subprograme, funcții, decât să scriu în același, și în main, toate trei calcule. Deci int, zic, prima cifră, am un x căruia îi returnez prima cifră. Trebuie să pui s înainte de numele fișier. Nu trebuie să pui S, ăsta e pus automat. Stilaia nu îți dă sugestii. Și spune că S reprezintă denumirea șirului. Nu, S este un șir de caractere care reprezintă denumirea fișierului din care faci operația dinainte. În cazul de față citirea, aici afișarea. Se pune automat. Cred că pot să-l scot să nu se mai pune, dar sper să nu vă induc în eroare chestia. S-ul ăsta nu pot să-l șterg, dacă observați. Vine după mine. Ok, am un x, trebuie să returnez prima cifră, cât timp x e mai mare decât 9, ai din x și return x. Atât. Cu numerele cred că încăpea un int, două secunde să verific. 1.000.000, da, încă. Ok, asta e prima cifră. O să facem vdi punct numărul de prima cifră egal cu prima cifră de vdi.val. Valoarea pe care o citesc eu din fișier. Dar nu, Florin, nu trebuie să pui S-ul ăsta. Logică nu merge. Asta nu e o variabilă. Pur și simplu ceva din ID. Chestia asta nu merge. Nu trebuie să scrii tu de mână. Stai să văd un exemplu. Un cod. Nu. Codeblocks-ul e prea nașpa. Nu are nicio sugestie. Asta e o sugestie de la calculator. Deci vezi că nu pot să selectez, să fac nimic cu ea. Ok. Deci vdi.prima cifră, ia prima cifră de vdi.val, val reprezentând ce am citit noi din fișier. Ok. Acum trebuie să calculăm cifra de control.
Ca să calculăm cifra de control, este metoda clasică cu while. Un while sau două while? Cred că sunt două while-uri unul în altul. Dar noi să facem metoda mai scurtă și mult mai eficientă. Int cifra control. Int x, tot așa avem un x. Dacă x modulo 9 egal cu 0, dacă x este divizibil cu 9, cum ar fi 18, 27, 81... La matematică, suma cifrelor trebuie să fie divizibile cu 9, ca numărul să fie divizibil. Deci x modulo 9 egal cu 0, trebuie să returnăm 9. Altfel, returnăm x modulo 9. Cred că există demonstrație matematică pentru chestia asta. Nu știu, 12, cifra de control al 12 e 1 cu 2, care e 3, și 12 modulo 9 e 3, că 9 plus 3 dă 12. Și asta e metoda scurtă pentru a calcula cifra de control al unui număr. Numai cred că mai am aici if x egal cu 0. Mulțumesc de follow. Bă, mersi. Dacă x egal cu 0, trebuie să returnăm 0. Pentru că 0 modulo 9 egal cu 0 și nu e ok să... Deci ăsta e un caz acceptat. Deci cred că primeam numere nenule de la test. Ok, am calculat cifra de control. O să facem și aici. VDI punct cifra control egal cu cifră control de vdi.val. Să știți că numărul ăsta de aici, chiar dacă aici îl tăiem cu 10, nu rămâne modificat. E valoarea inițială. Deci, putem să apelăm aici vdi.val. Ok, am calculat cifra de control și urmează numărul de divizori. Programul pentru numărul de divizori. Număr divizori. Tot așa avem un x. Pentru numărul de divizori. Mă gândesc dacă să luăm și divizorii proprii, dar merge. Da, ok. Orice divizor, în general, vine însoțit de o pereche. De exemplu, pentru 32, divizorii lui 32 sunt, cum să scriu comentariu, 1, 32, 1, alături de 32, că e perechea. 32 împărțit la 1 îți dă 32. 2 cu 16. 32 împărțit la 2 de 16. Salut, Cătălin! 4 cu 8. 32 împărțit la 4 dă 8. Și atâta. Că dacă mergem mai departe, o să ne întâlnim cu 8 pe care deja l-am calculat. Deci ne-am oprit. Observăm că divizorii vin în pereche, numai că, să zicem că îi calculăm divizorii lui 81. Da, 81. 1 cu 81. 3 cu 27, 81 împărțit la 3, 27 și 9 cu 9. Deci cumva 9 ăsta se repetă fiind că 81 reprezintă pătrat perfect. Deci numerele când sunt pătrate perfecte au un divizor, au un număr impar de divizori. În cazul în care nu sunt pătrate perfect, atunci au un număr par de divizori. Chestia asta cred că m-ai explicat-o și în live, dar e ok, nu-i nicio. Și acum, ca să calculăm numărul de divizori, de ce am făcut cu perechea? Pentru că avem nevoie de o metodă eficientă ca să calculăm numărul de divizori. O să arăt metoda ineficientă și după aia o să facem pe aia eficientă. Cea mai simplă metodă, bineînțeles, luăm un counter. Hai să zicem număr divizor, că totuși asta numărăm. Număr div, nu contează, îl facem 0. Hai să îl pun așa, că numele funcției literă mare. Ori egal 1, e mai mic egal decât, hai să-l declarăm și pe i, mai mic egal decât x plus plus i, if x de i, x modulo i egal cu 0, număr div plus plus. Chestia asta înseamnă că restul împărțirii lui x la y este egal cu 0, atunci i reprezintă un divizor și trebuie să creștem counter. Trebuie returnat numărul de divizori. Numai că chestia asta din punct de vedere al timpului nu e eficientă, pentru că divizori putem găsi numai până la jumătatea numărului, în afară de divizorii proprii. Și am putea cumva scurta codul împărțind pe x la 2 și plecând cu numărul de divizor de la 1. Nu mai luăm numărul însuși. Exemplu la 32, observați că cel mai mare divizor înainte de 32 e 16. Următorul de divizor după 16 e tocmai 32. Noi facem 32 minus 16, adică 16 pași degeaba. Asta e o metodă mai eficientă, doar că nu e cea mai eficientă posibilă. Nu e mai eficient. Ba da,
Urmează să explic de ce mergem până la radical. Dacă observați, când calculăm perechea divizorilor, noi am mers până la 4 în cazul de față și până la 9 în cazul ăsta. Perechea din partea din stânga a perechii divizorilor o găsim până la radicalul numărului. Deci noi ar trebui să mergem de la 1 până la radicalul lui x. Că dacă mergem mai departe, dacă calculăm în perechi, mergem până la radical. Pentru că dacă mergem mai departe și mai găsim divizori, ei deja o să fie într-o pereche. De exemplu, dacă, cum am zis aici, am trece mai departe de 4, observăm că ajungem la 8, 8 deja face parte din perechea 4-8. Aici, după 9, ajungem la 27. 27 deja e în perechea asta și n-are rost să mergem până acolo pentru că deja le-am calculat. Așa că o să mergem până la radical. Ca să mergem până la radical, nu o să facem eșchierte din x. De ce? În primul rând, nu e eficient că se execută la fiecare pas eșchierte din x ca funcție. Am putea, ca să fie eficient, să-l calculăm în altă variabilă, dar cel mai simplu, dacă a egal cu radical din b, înseamnă că ridicăm la pătrat toată ecuația asta, a ori a egal cu b. Așa că aici pot să fac i ori i mai mic egal decât x. Fac cu formula, da. Ok. Și aici ce mai avem de modificat? Aici când calculăm numărul de divizori, mai avem o condiție. Trebuie să mai creștem încă o dată numărul de divizori când îi calculăm perechi. Cum calculăm perechea divizorului? Deja l-avem pe i ca divizor când am intrat în if-ul ăsta, că dacă i nu era divizor, nu intram în if. Deja l-am calculat pe i. Ca să calculăm perechea, pur și simplu aici am zis că împărțim pe 32 la 1 ca să calculăm perechea la 2 la 4. Deci o să trebuiască să împărțim pe x la i. Nu trebuie să creștem de fiecare dată. Când nu trebuie să creștem? Am explicat când suntem pe radicalul unui pătrat perfect, pentru că altfel am crește de două ori numărul de divizori cu aceeași valoare. Și ca să evităm chestia asta, verificăm dacă x div egal cu i. Bine, dacă e diferit. Dacă e diferit, trebuie să crește numărul de divizori. Pentru că dacă ar fi egal, eu aș avea un divizor în plus. Nu i-ar fi corect programul meu. Asta e problema cu struct? Da, e problema cu struct. Aici e struct. O să revin imediat. Am încercat să explic și numărul de divizor, cum îl calculăm în eficient. Ok. Deci dacă era egal, nu-l creșteam. De exemplu, pentru nou aici n-aș mai pune de două ori, aș pune singură dată. Și cred că atât. Să mă gândesc. Creștem o dată, creștem și perechea. Ok, cred că atât. Aici revenim și ca să calculăm numărul de divizori. Număr divizor egal cu număr nrdiv, număr divizor, bdi.val. Ok, și acum trebuie să facem sortarea. Pentru sortare, dacă observăm condiția, destul de lungă condiția asta, dacă numărul de sortăm după numărul de divizor, dacă numărul de divizor e egal, trebuie să sortăm crescător după cifra de control, și așa mai departe. Ca să nu fac un cârnaț de if, să am un if foarte lung cu foarte multe condiții, o să fac iarăși un subprogram în care o să pun condițiile astea de aici. Și cum fac chestia asta? Păi, o să am o funcție care returnează 1 sau 0, de tipul bool, pot să fac și int. Deci nu contează dacă e bool sau int. Eu fac bool, poate e mai ușor de înțeles așa că returnez adevărat sau fals. Dar și la int merge să returnăm 1 sau 0. Bool, cum să o denumesc? Comparare. Comparare. Am două elemente. Elementul număr A și elementul număr B. Eu să le compar. Funcția mea o să returneze 1 dacă elementele sunt sortate corect și 0 altfel. Și cum trebuie să comparăm? Unde? Prima dată aici spune că în ordine crescătoare după numărul de divizori. Deci, elementele mele sunt sortate corect, atunci numărul de divizori al lui A trebuie să fie mai mic decât numărul de divizori al lui B. Nu ne trebuie condiția opusă ca să returnăm direct 0, să nu mai continue funcția. Numărul de divizoare a lui A să fie mai mare decât numărul de divizoare a lui B. Am zis mai mare și prima dată, cred că trebuia mai mic.
Nu mi-am dat seama, scuze. Deci, dacă numărul de divizor al lui A este mai mare decât numărul de divizor al lui B, trebuie să returnăm 0, astfel înseamnă că funcția noastră, astfel înseamnă că șirul nostru încă nu este sortat, că astea două numere de aici pe care le-am trimis ca parametru nu sunt ok sortate. Și trecem acum la următoarea condiție, ne uităm peste enunț, la același număr de divizor. Deci dacă numărul de divizor este egal, trebuie să sortăm după cifra de control. Deci, if a punct număr divizor egal cu b punct număr divizor și a punct cifra de control este mai mare decât b punct cifra de control, iarăși numerele mele nu sunt ok sortate, trebuie returnat 0. Deci mai departe. Două secunde. La aceeași cifră de control, crescător după prima cifră. Deci când cifra de control e egală, trebuie să ordonăm crescător după prima cifră. Doar că trebuie să fim atenți. Și cifra de control trebuie să fie egală, dar și numărul de divizor trebuie să fie egal. Pentru că altfel, dacă noi punem doar cifra de control să fie egală, poate B are un număr de divizor mai mare decât A, noi returnăm 0 aiurea. Deci trebuie să avem și condiția asta de aici în if-ul următor. Chiar dacă nu o spune direct, indirect ne dăm seama că trebuie să avem condiția asta aici, că altfel n-ar avea sens. Deci luăm și condiția asta de aici. Egal. Cred că când am pus punct și virgulă de aia apare diferit. Return 0. Și mai trebuie să mai am condiția. Ups. Mamă, deja e lung. E fost așa și nu mai încap în ecran. Mai avem condiția și a punct prima cifră să fie mai mare decât b punct prima cifră. Trebuie să sortăm crescător după prima cifră. Deci dacă prima cifră a lui A e mai mare decât prima cifră a lui B, trebuie să returnăm 0. Bă, cred că aș putea scrie if-urile astea și așa. Acum nu știu dacă e mai ușor de înțeles așa decât cum a scris prima dată. Poate mai îngrămădit așa. Deci cum preferați, să le scriu așa sau lung pe o linie? Și să mai explic încă o dată, trebuie să scriem condiția asta de aici. Deși am scris-o și aici. Pentru că doar atunci când și numărul de divizor egal și cifra de control egală, trebuie să comparăm după prima cifră. Dacă numărul de divizor nu este egal, și n-am ajuns în if-ul ăsta, pentru că dacă ajungem în if, returnăm 0 și ne oprim cu restul subprogramului, înseamnă că B are un număr de divizor mai mic decât... Poate avea un număr de divizor mai mare, scuze, decât numărul de divizor al lui. Ok, atunci o să le scriu. Și mai avem ultima condiție, în cazul în care toate astea de aici de mai sus o să le scriu. Trebuie să pun un egal aici. Și A punct valoare este mai mare decât B punct valoare. Trebuie să sortez după valoarea. A are valoare mai mare decât a lui B, înseamnă că trebuie să returnez 0 și șirul nostru nu e ok sortat. Astea două numere nu sunt ok sortate și trebuie să le interschimb. Și la final, dacă n-am intrat în niciun if, înseamnă că totul e bine și trecem mai departe. Ok, cum facem sortare? Cât timp șirul nostru nu este sortat, îl considerăm ca fiind sortat, parcurgem, e egal 1, e mai mic strict decât n, plus plus i. Și acum la comparare, la if-ul ăsta de comparare, o să verific dacă comparare de care e număr A, care e număr B. Că observăm aici când zice ID 1. Număr A este VDI și număr B este VDI plus 1. Astea două numerele compar. Dacă VDI... astea două numere trebuie să fie sortate. Dacă nu sunt sortate, adică dacă funcția noastră returnează 0, înseamnă că trebuie să le interschimb. Cum le interschimb? Creez o variabilă aux de tipul număr și fac aux egal VDI, VDI egal VDI plus 1, VDI plus 1 egal aux. Ok. La final trebuie să afișez șirul, valoarea șirului parcă. Valorile din șir. Deci for i egal 1, i mai mic egal decât n plus plus i, fout VDI. Punct val. Nu poți da F-out direct.
O secundă. Verific că am făcut tot ok. Sper că e tot ok, că am scris destul. Bine, n-am scris foarte mult cod, dar am scris destul de mult cel și am stat să-i explic. Punem exemplu, dăm run, vedem dacă avem erori. Nu avem erori. Observăm că e greșit. 6358 nu prea e corect. Ok. Numărul de... am plecat cu numărul de divizor de la 1 de aici, e prima greșeală. Am uitat să schimb aici când am explicat. Ceva greșit aici la... iar am uitat. Am uitat să pun sortat egal cu 0. E a doua oară când fac asta. E ok, că n-am mai făcut de mult sortări de mână. Super, rulăm. Observăm că funcționează. Dacă îl punem pe PBinfo, o să luăm 90 de puncte. O să explic cum să facem de 100 de puncte eficient din punct de vedere al limitei. O să obținem limită de timp depășită, cel mai probabil. Am primit mai puțin de 90 de puncte. Avem limită de timp depășită, de ce? Pentru că bubble sort-ul, în cel mai rău caz, are complexitate în pătrat. Dacă vreți să aflați mai multe despre complexitate, am deja un video pe canal despre asta. Ca să modificăm chestia asta, să mai facem sortarea de mână, să o facem în n log n. Nu o să stau să fac un merge sort sau quick sort sau să implementeze ceva că e urât și deja am stat peste o oră. Asta e doar ca să obținem noi 100 de puncte pe site. Deci nu trebuie să vă panicați că folosesc chestii predefinite la sortare. Includem librăria algoritm. Și trebuie să facem sort, funcția sort, de unde începem să sortăm, de la V plus 1. V plus 1 este un pointer la prima poziție. De la ultima poziție plus 1, V plus N plus 1. Doar că noi mai avem nevoie de un parametru. Un parametru care reprezintă metoda prin care sortăm. Așa că aici o să scriem denumirea funcției comparare. De ce? V, fiind un șir de tipul număr, din nou, nu știe calculatorul cum să-l sorteze corect în modul în care vrem noi. Și noi am creat un mod pentru a sorta un șir. Modul nostru este dat prin funcția asta de comparare pe care am creat-o aici. Exact așa se scrie funcția de comparare în cazul în care elementele, doi parametri de același tip, număr și număr, pot fi denumiți oricum, nu contează denumirea, contează ca tipul de dată să fie număr, adică ceea ce avem noi în șir. Dar quick sort-ul în cel mai rău caz e în pătrat. Există cazul în care e în pătrat, merge sort-ul în fiecare caz e în log. Numărul de divizori. În cazul în care variabilele noastre sunt ordonate greșit, înseamnă că trebuie să returnăm 0, la final returnăm 1. Deci scriem toate condițiile greșite și apoi condiția corectă, nu există nicio condiție, dar returnăm 1. Asta e funcția pe care o folosim noi, funcția custom, pentru a ordona un vector. Cred că am explicat asta și la setele. Când am explicat tipul de dată, când am explicat librăria vector. Există deja un video. Ok, și acum dacă rulez, observ că teoretic trebuie să am același rezultat, 3, 5, 10, 6, 8, 3, 5, 10, 6, 8, ok, observ dacă iau 100 de puncte. Dar ce să faci, merge de sort? Da, mi-e divide timp, iar ai un merge cu împărțiri. E simplu. O să explic poate la un moment dat, dar momentan ne axăm pe materia de bacă, lumea cred că asta are nevoie acum. Să observăm că am primit 100 de puncte pentru că e eficient programul nostru acum, sortarea este în timp n log n. Deci e mai eficient în pătrat, faceți un calcul, să zic că n-ul e 1 milion, 1 milion la puterea a doua, 10 la puterea a 6 ori 10 la puterea a 6, care e 10 la puterea a 12 și log n. Log n e într-un milion, log 2 din 1, 2, 3, 4, 5, 6. 20, 20 ori 1 milion, 2 ori 10 la puterea 7. Deci, comparat 2 ori 10 la puterea 7 cu 10 la puterea 12, mult mai zic. Asta e de admitere? Nu. Nu-ți dă la admitere să faci tu funcții, efectiv, algoritmi, pe de rost. Te aplici undeva, da. Dar nu cred că te pune să faci merge sort-ul. Poate e ok, bubble sort. Merge sort-ul nu e materia de la liceu, abia la facultate l-am făcut. Super!